friend on earth. There's no way to tell your worth. I could sail the distant sea, still be lonely. God said it's not good for man to be alone. I'm going on during this time. I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's toate cele legale au fost îndeplinite. Contestații și alte probleme nu au fost. Ca atare, dați voie să încep o sugerea căsătorii. Stimați tine, căsătoria este un eveniment de o deosebită însemnătate în viața fiecăruia cetățean al țării noastre libere, fapt pentru care se face o importanță cuvenită acestui moment solemn. Bazat pe legea așezată de Dumnezeu dintr-un început, căsătoria este taina iubirii, împlinire și a speranței avântate, a bucuriei ce se răsfrânge peste tot și peste toate. Este sărbătoarea ce însemnează fețele, evidențiază frumusețile vieții și bucuria de a trăi. Am convingerea că atunci când v-ați hotărât să faceți acest pas în fața noastră, l-ați făcut cu o matură chipzuință, l-ați făcut din dragoste curată, dragostea care va trebui să vă călăuzească în draga viață de familie, pentru că numai în acest mod, ceea ce veți realiza va fi durabil, va fi tainic. În același timp, viața dumneavoastră de familie este strâns legată de viața socială, iar cinstea, corectitudinea și sinceritatea trebuie să vă caracterizeze atât în viața de familie, cât și în viața socială. Viața în general, dar mai cu seamă viața de familie, nu este întotdeauna netedă, lipsită de anumite greutăți. Acestea, inerente probleme ale vieții, vor fi mai ușor trecute decât pe dumneavoastră, ca soț și soție, cetățene bârstan Aurelian Iosif, de bună voie și nesilit de nimeni, ei în căsătorie pe cetățeanea Dicui Eugenia Maria? Da. N-am auzit. Da. Cetățeană Dicui Eugenia Maria, de bună voie și nesilită de nimeni, ei în căsătorie pe cetățeanul bârstan Aurelian Iosif? Da. Da. Numele de căsătorie va fi același bârstan. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac cunoscut următoarele dispoziții din codul familiei. Familia are la bază căsătoria liber consimțită între soți. În relațiile dintre soți, precum și în exercitarea drepturilor față de copii, bărbatul și femeia au drepturi egale. Drepturile părintești se execută numai în interesul copiilor. Relațiile de familie se bazează pe prietenie, pe afecțiune reciprocă între membrii ei, care sunt datori să-și acorde unui altuia sprijinul moral și material. Soții hotărăți de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Din partea mea, a primăriei, sincere felicitări și casă de pia. That you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. You, I wish nothing but the best. Oh,
presence day. You know how the time flies, only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. Thank you.